Bună dimineața, bine v-am regăsit! Cum ne pregătim de grădiniță și ce ar trebui să avem? Sigur, nu luni dimineața, ar trebui din weekend să le pregătim, la îndemână. Sigur, este un weekend cu multă încărcătură emoțională, dar și cu multe pregătiri administrative. Am adus aici câteva idei ca să fie mai ușor pentru părinți. În primul rând, rucsăcelul pentru grădiniță. Luăm unul mic, astfel încât copilul să-l poată căra cu ușurință. Să nu fie dușmanului din prima zi. Absolut. Mamă, mi-aduc aminte de niște ghiozdane de când eram noi în 1-4. Mi se păreau că mă vor înghiți, atât de mari erau. Exact, avem această amintire, așa că pentru grădiniță, cel puțin, alegem ceva confortabil pe care copilul poate să îl poarte. Noi la grădiniță am avut sac. Îți mai aduce aminte? Săculeț. Deci nu era ghiozdan de doi umeri, știi, ești mult mai tânără decât mine, dar aveam un săculeț pe care îl putea târâ după el copilul fără să se pară o povară. Un săculeț de pânză. Am înțeles. Nu știu, nu mai mi-aduc aminte, sinceră să fiu. Aia vezi? Bun, ce punem în sac? Păi, în primul rând, punem haine de schimb. Este important să știm că copilașii de multe ori se murdăresc, mai ales atunci când petrec timp în natură. Așa că hăinuțe groase acum, că urmează toamna, pijamăluțe pentru cei care rămân la program scurt și, bineînțeles, atunci când este cazul, pamper, șervețele, o sticlă de apă, ca să aibă pe tot parcursul zilei. Acestea sunt elementele cele mai importante. Pun o întrebare delicată, nu mă pricep, dar nu copilul la grădiniță încă are scutec sau regula e că se duce la grădiniță după ce nu mai folosește scutecul? Depinde foarte mult de grădiniță. Acum este important să menționăm că noi folosim numele de grădiniță chiar și pentru grupa baby. Okay. Și copilașii încă poartă pampers. Aici depinde de politica grădiniței. Sunt grădinițe care nu primesc dacă copilașul poartă încă pampers, dar și grădinițe care sunt dornice și pregătite să susțină copilul în această etapă și părinții, bineînțeles. Eu pe al meu îl trimit fără scutec și o să facă pe el și o să zic că asta e, nu e vina mea. Bun, hai să mergem și la celelalte obiecte mai plăcute, că haine am înțeles. Bun, avem aici o jucărie sau un obiect, poate să fie o mașinuță sau chiar o păturică, obiecte de care copilul este atașat. Obiectul confort. Exact. Okay. Cred că cel mai amuzant astfel de obiect pe care l-am avut la grădiniță a fost un tricou pe care copilașul îl numea mama mea. Și din când în când spunea, vreau mama mea, vreau mama mea. Și noi ne uitam și bineînțeles educatora știa că e vorba de tricoul lui favorit pe care îl mirosea și se liniștea imediat. Deci nu e o greșeală să îl ducem în anumite situații, mai ales mai stresante prima zi, a doua zi de grădiniță, cu acel obiect. Din perspectiva mea, nu, este în regulă. Copiii au nevoie de confort. Poate fi o poză cu familia, dacă îi ajută. Știu că în afară se poartă și acest lucru. Sau un obiect, o păturică, un tricou, orice îi ajută pe ei să se calmeze atunci când își aduc aminte de casă. La mine va fi de ajuns să dați drumul la televizor, că eu voi fi tot aici. Bun, să mergem mai departe. Bun. Avem aici câteva activități pe care le-am pregătit. În primul rând, aș zice să ne uităm un pic și către emoții. Ce învățăm despre emoții la grădiniță? Învățăm despre emoții toată viața, despre emoțiile noastre și despre emoțiile celorlalți. Bineînțeles că și grădinița este o oportunitate pentru acest lucru, cu atât mai puțin la început, când ne putem aștepta ca atât copiii cât și părinții să fie entuziasmați, fie anxioși, fie bucuroși. Și un copil se poate poziționa aici singur? Adică, nu știu dacă știi, noi făceam biluțe și ne băteam cu coș de pâine. Nu cred că eram așa de evoluați la grădiniță. Un astfel de colț al emoțiilor poate fi amenajat fie acasă, fie la grădiniță. Noi la grădiniță avem în fiecare sală, astfel încât să discutăm mereu despre ceea ce simțim în fiecare dimineață. Copiii să învețe să-și recunoască emoțiile, să vorbească despre ele și să le accepte. Începutul de grădiniță, și aici cred că e foarte important de menționat, nu trebuie să fie neapărat cu mult entuziasm. Dimpotrivă, poate fi cu multe lacrimi. Să nu uităm că copiii au petrecut vara alături de părinți, alături de bunici, s-au distrat, au fost la mare, la munte și este normal să-și
dorească să continue astfel de activități, nu neapărat să se despartă de părinți. E natural pentru ei să-și dorească să fie alături de părinți, așa că începutul poate fi ușor anevoios, poate fi cu lacrimi. E important să validăm emoțiile, să vorbim, înțeleg că ești supărat, înțeleg că ți-ai fi dorit să rămâi cu mami, însă uite, începe grădinița și așa mai departe. Okay. Și astfel să ajutăm să treacă prin acest proces. De ce ai adus un costum? Asta e pentru sărbare. Mai avem până la sărbare. Grădinița este un mediu mai liber, așa că se poate purta o rochiță, un costum cu supereroi. Pentru grădinițele care acceptă acest lucru, sunt și grădinițe care nu permit, aici e importantă politica grădiniței, însă e clar că nu mai vorbim de uniforme în această etapă, cu foarte mici excepții, putem lăsa imaginația să zburde libere. De asemenea, am adus aici un buchețel de flori care cred că ne aduce aminte de festivitățile de deschidere. Acum aș spune că prima zi de grădiniță este mai relaxată, este un prilej de conectare cu colegii, cu educatoarele, părinții predau copiii ca în mod normal și apoi urmează o serie de activități, am adus câteva aici. Avem jocuri, jucării. Ce e important este ca cei mici să intre în pâine într-un mod corect și iată declarat, nu cu celebrul speech pe care l-ascultam noi de parcă la grădinița asta voiam să auzim speech-ul directorului, și cu diverse activități. Exact. Unde ați fost aici, la animale? Aici am fost la animăluțe, cred că aici eram... Astea-s amintiri din vacanță. Amintiri din vacanță, exact. Și le povestim. Exact. Copilașii vin cu poze de la mare, de la munte, de la bunici, de unde au fost. Și eu aveam poze de la porumb. Dacă n-aveam, da. Ar fi o experiență pentru copiii din ziua de astăzi. Astfel încât ei la grădiniță își povestesc aceste amintiri, împărtășesc cu colegii lor amintirile din vacanță. Este un prilej să se conecteze, să împărtășească cu colegii lor și bineînțeles să-și dezvolte limbajul făcând acest lucru. E un foarte bun exercițiu să poți povesti. Iată, îți folosește și mai târziu când ești în televiziune. Ne uităm la alte televiziuni că unii n-au făcut exercițiul ăsta. O să încheiem cu partea de muzică. Nu ne apucăm din prima zi de muzică, te rog. Nu ne apucăm de muzică neapărat. Am adus aici pianul pentru a arăta că copiii povestesc chiar și despre ce hobby-uri au dezvoltat în vacanța de vară. Este ce-au mai prins, ce-au mai învățat. Exact, este vorba despre o activitate care se numește Show and Tell, adică arată și povestește. Și asta este una foarte potrivită pentru prima zi în care fiecare ne povestește ceva plăcut. Mulțumim tare mult, ținem pumnii tuturor părinților, chiar și celor care pentru luni dimineața știu exact ce sticlă de vin vor deschide. Îi știu eu. Vă ținem pumnii, știu... E foarte greu, vine o perioadă intensă pentru toți. Unii vă bucurați că se termină vacanța și vă mai relaxați, dar sunt convins că cei care sunteți chitiți ca cei mici să aibă parte de educație din aia corectă și de training pentru creieraș, sunt convins că veți tura motoarele. Suntem alături de voi. Luăm scurtă pauză, ne vedem înapoi la Neața, doar astăzi mai suntem la mare și de luni înapoi în studio. Dar să nu uităm că duminică avem două ediții speciale, una de dimineață și una de după amiază, pe care n-ar trebui să le ratați cât timp împachetați pentru școală.